Păcatele unui preot din Sibiu i-au adus excluderea din biserică. Părintele Cătălin Dumitrean este acuzat că producea mir sfânt în subsolul bisericii și că îi mințea pe enoriaș că le trimite pomelnicele pe muntele Atos în schimbul unei sume de 50 de lei. Plicurile creștinilor nu ajungeau însă niciodată la destinația promisă, ci erau arse. O altă dezvăluire se referă la sticluțele cu presupusul mir sfințit, care era de fapt făcut din ulei cumpărat din magazine. O astfel de sticluță costa în jur de 10 lei, însă nimic nu era fiscalizat, astfel că nu se știe câți bani se făceau și cum erau folosiți. Preotul a fost înlăturat din biserică, iar până în acest moment nu a comentat acuzațiile care îi se aduc.